Ploile din ultima perioadă au salvat deocamdată culturile de cereale păioase înființate de fermieri cu eforturi mari cauzate de secetă. Ei privesc cu speranță la culturile care încep să răsară. În toamna asta am semănat și eu 2 hectare. Acum o lună de zile când le-am semănat era o uscătură de... Și norocul ploaia asta am venit acum să văd și a început să iasă, să încolțească și sperăm că se va îmbunătăți solul cu apă și va crește grâul care l-am pus. Fermierii speră acum ca gerul iernii să întârzie cât mai mult pentru a nu distruge plantele abia răsărite. Dacă nu va ninge, ci va veni gerul, ei susțin că vor trebui să întoarcă culturile. Dacă vine gerul, e problematic. Dar noi sperăm să nu vină gerul, să ne vină o plapună de zăpadă și atunci avem speranțe pentru anul care vine cu grâu, cu făină nouă. Asta sperăm noi în agricultură. În Olt, în ciuda secetei profunde, fermierii au reușit să însămânțeze cu cereale păioase aproape întreaga suprafață planificată. Eforturile au fost unele mari pentru că terenul a fost greu de lucrat. Din suprafața totală de 179,070 de hectare, am însămânțat până la data de astăzi 173,070. Mai avem un rest de 6.000 de hectare la grâu. În rest, toate culturile sunt însămânțate. La nivelul județului Olt, în săptămâna precedentă, precipitațiile căzute au fost în medie de 35 de litri pe metru pătrat. Specialiștii susțin că ar mai fi nevoie de o cantitate asemănătoare pentru ca deficitul de apă din sol să nu afecteze culturile înființate.